Bună seara tuturor, o nouă ediție Transilvania la zi începe și vă aduce în atenție și azi alte câteva subiecte de interes. În prima parte vom vorbi despre marcarea Zilei Mondiale Alzheimer, despre campaniile derulate cu această ocazie și despre cât de importantă este depistarea acestei boli în stadiu precoce. În partea a doua vom sta de vorbă cu invitații noștri pe un subiect de interes pentru iubitorii mersului cu bicicleta și anume vom vorbi despre Marșul Bicicliștilor Clujeni, eveniment care va avea loc mâine la Cluj-Napoca. Acestea sunt temele pe care vi le propunem așadar azi și începem cu primul subiect și vorbim despre această zi în care este marcată la nivel mondial ziua Alzheimer. Alături de mine în platoul emisiunii sunt doamna Mihaela Telcean, șef al Centrului Comunitar Județean Cluj și Cătălina Maghiar, psiholog. Bună seara! Ați avut activitate intensă astăzi și au fost foarte multe persoane care au venit să se testeze, să vadă au cumva problema aceasta sau dacă s-ar putea în viitor să se confrunte cu o problemă sau o situație de genul, poate că nu putem să vorbim, să spunem, să dăm un diagnostic clar, dar un posibil început de Alzheimer. Da, față de acum 2 ani, suntem noi la a treia ediție de testarea memoriei de Ziua Mondială a Alzheimer pentru populația clujană. Am avut, cred că, dublu populației față de anul trecut care au venit să se testeze în acest an atât la Cafeneaua Alzheimer cât și la Centrul Comunitar Județean. Cafeneaua care ne-a primit în acest an a fost Cafeneaua Agape. A fost un eveniment extrem de frumos știind sau văzând că s-au mobilizat oamenii în contextul în care noi am coborât față de anul trecut vârsta de testare de la peste 50 de ani la peste 40 de ani în acest an. Și presupun că există un motiv pentru care ați făcut da, acest lucru. Luând în calcul că cel mai tânăr pacient de pe centru de zi din cadrul Centrului Comunitar Județean, centru de zi pentru persoane cu Alzheimer și demență, este în vârstă de 47 de ani. Deci, față de anul trecut, am coborât vârsta de testare a memoriei la persoane peste 40 de ani, tocmai în contextul prevenției și oferirii a cât mai multor informații referitoare la boala Alzheimer și la simptomele ei și la felul în care să ne raportăm la persoanele cu acest fel de demență. Aș vrea dumneavoastră să-mi dați așa o descriere, să-mi faceți o descriere a bolii Alzheimer și a simptomelor pe care le dă aceasta. În primul rând, boala Alzheimer este o demență care se caracterizează prin o deteriorare progresivă și degenerativă a creierului, afectând funcțiile cognitive și lăsând cumva în acest fel manifestări asupra comportamentului, asupra limbajului, deteriorări la nivelul tuturor funcțiilor cognitive. Așa, vă va vorbi mai departe probabil și Cătălina despre fazele prin care trece o persoană cu Alzheimer, dar noi ce trebuie să știm despre boala Alzheimer este că debutează cumva înainte poate și cu 10 ani de a fi diagnosticată. Adică dacă dumneavoastră spuneți că la 40 semne, și ceva de ani pot să fie și la 30 și simptome, semne. În lume sunt persoane diagnosticate și sub 40 de ani cu demența Alzheimer, așa spun studiile. Puține, dar sunt. Și în acest context, noi de aceea și în toată lumea astăzi s-a promovat și s-au făcut astfel de activități în contextul informării populației asupra diagnosticului de demență Alzheimer, dar revenind asupra semnelor și simptomelor, pierderea memoriei, punerea lucrurilor în alte locuri decât cele pe care le știm în casă, deteriorarea limbajului, manifestări comportamentale cumva ciudate și pierderea abilităților de a lua decizii, pierderea judecăților precum a efectua calculul, matematic în primul rând, și deteriorându-se într-un fel și abilitățile de viață socială. Nu ne mai cunoaștem probabil vecinii de la etajul inferior cu care suntem de 10 ani vecini sau stăm alături de atâția ani. Nu mai știm drumul spre magazinul cel mai apropiat sau nu mai ținem minte unde am pus banii pe care i-am primit ieri. Sigur, toate lucrurile acestea dau peste cap viața unui om. Și din punct de vedere a stării psihice, pentru că o persoană de genul acesta devine confuză, dezorientată. Exact. Chiar în prima fază a acestei boli apare confuzia, mai apoi
confuzia este un pic stopată de problemele de memorie. Și atunci, în prima fază, pe lângă că apare confuzia și anumite probleme de memorie, nu mai pot să iau decizii atât de bine, sunt agitat. În cea de-a doua fază deja apar, exact cum a zis și doamna Telcean, probleme în a putea citi, a putea scrie, în calcule matematice, nu mai știu să utilizez banii așa cum îi utilizam înainte, nu mai îmi recunosc persoanele apropiate. Iar în ultima fază, deja nici nu mai vorbim despre o confuzie, pentru că toate activitățile zilnice pe care eu le făceam înainte nu mai pot să le fac la același nivel, nu mai știu cum să fac și se ajunge ca persoana să nu mai poată să mănânce singură și să se îngrijească singură, pentru că abilitățile de bază, cum ar fi mestecatul și înghițitul, nu mai pot să le facă și controlul la urinat este afectat și atunci sunt dependenți 100%, uneori dacă ajung în faza asta, de aparținător sau cei și care îi duc în centru. Exact. Lângă o astfel de persoană. Da. Când încep oamenii să dea semne sau la ce să se gândească în momentul în care ar putea să-i ducă mintea și spre Alzheimer, să spunem, ce ar trebui să urmărească și să-i determine să se ducă să facă un test, așa cum de altfel ați făcut dumneavoastră astăzi mai multe teste? Așa cum și în alte afecțiuni, cum ar fi cancerul, că se tot pune accent acum pe genul acesta de diagnostic, este extrem de importantă prevenția, adică înseamnă testare anuală, așa și pe testarea funcțiilor cognitive este important după o anumită vârstă să facem o testare, cel puțin anuală, mai ales cunoscând că avem un stil de viață poate nesănătos, poate nesănătos sau că avem în familie persoane care au dezvoltat această boală. Deci, în primul rând, este important să prevenim și să cunoaștem extrem de multe, cât se poate mai multe lucruri despre această afecțiune. Putem să facem exerciții, nu știu, ca să întârziem, să spunem, apariția unei astfel de boli. Da, cercetătorii merg pe mai multe paliere cu ce am putea face pentru a întârzia sau a stopa. Da, da, depinde. Și merg pe 5 paliere. Prima dată este partea de a ne ține mintea ocupată, de a face exerciții mentale cât mai multe. După aceea ei vorbesc despre o viață socială activă. Să nu ne pierdem prietenii, pentru că unul dintre simptomele bolii Alzheimer este și retragerea socială, personalitatea socială este afectată și persoanele acestea au tendința de a se retrage social. Și atunci am zis că mergem pe partea cognitivă, intelectuală, pe partea socială, mai avem și mișcarea. Trebuie să facem exerciții fizice, pentru că și acestea au fost demonstrat că ajută în mare parte la dezvoltarea anumitor funcții ale creierului. Mai avem și dieta echilibrată, că tot se vorbește despre asta de mult. Și mai avem, cum zicea și doamna Telcean, să ne facem periodic analize medicale, controle la medici și la, cum am făcut noi acum, testarea. Pentru că am aplicat un test de screening, care ne spune dacă ne punem anumite semne de întrebare sau suntem în parametri normali. Când ar trebui să începem aceste exerciții? Presupun că nu după ce boala începe să-și facă simțită prezența, ci din timp, să spunem, la 30 de ani, spre 40, când încă mai suntem oarecum activi, suntem cu mintea la noi, de atunci ar trebui să începem să facem aceste exerciții, să ne ținem activă mintea? Eu aș zice de cât mai repede. Este extrem de important să ne ținem activă mintea și în contextul acesta exercițiile de rebus, așa cum ați zis, învățarea unei limbi străine, extrem de important. Noi facem activități de antrenament cognitiv și la centru de zi pentru bolnavi cu Alzheimer în cadrul centrului comunitar județean. Doar că acolo, pe lângă ei deja fiind bolnavi, pe lângă aceste terapii de antrenament cognitiv, se fac și terapii specifice în boala Alzheimer, de care poate vă vorbește Cătălina. Și ce țin să anunț și să amintesc ca o informație valoroasă, să spunem noi, că avem acolo la centru și un grup de suport pentru aparținători ai bolnavilor cu Alzheimer, care funcționează de aproape 9 ani și unul format de acum de curând, de când noi am deschis centrul comunitar județean, de aproape 3 ani.
Deci e important ca și cei care sunt în apropierea, care au în familie o persoană care suferă de o astfel de boală, să știe cum să se comporte, să știe cum să reacționeze, să știe cum să comunice cu astfel de persoane. Exact, e foarte important să știe cum să facă managementul anumitor situații, pentru că în fazele un pic mai avansate, bolnavul cu Alzheimer are comportamente din ce în ce mai stranii, ciudate, pe care aparținătorul, dacă nu are parte de informații, nu știe ce să facă. Și atunci la grupul de suport tocmai asta facem. Informăm persoanele de acolo care sunt aparținătorii unor bolnavi cu Alzheimer și oferim și suport emoțional. Pentru că de multe ori persoanele se simt singure în situația respectivă și atunci simplu fapt că ne întâlnim și povestim împreună fiecare ce experiențe a avut scade din stresul emoțional pe care un aparținător poate să-l aibă și de acolo poate dezvolta alte tulburări asociate, cum ar fi depresie, anxietate. Eu sunt ferm convinsă că ați primit de multe ori o întrebare dacă există anumite categorii, anumite persoane care provin din anumite categorii, care pe timpul vieții, nu știu, și-au solicitat memoria foarte mult și care au ajuns să sufere ulterior de o astfel de boală. Pentru această boală cauzele nu se știu, însă sunt mai multe ipoteze, dar ca și factor de risc, în diferite studii apare ca și factor de risc în primul rând vârsta. Peste 70 de ani suntem mai predispuși de a dezvolta această boală. Peste 65 de ani, 10% dintre persoane pot să dezvolte, peste 85 deja vorbim de 50% dintre persoane. Ar mai fi ca și factor de risc genul. Femeile sunt mult mai predispuse decât bărbații, dar nu sunt studii care să arate că o anumită categorie de persoane ar fi mai predispuse, însă bolile coronariene sau tensiunea arterială crescută, un colesterol mai ridicat au fost corelate cu această boală, însă nu s-a pus relația de cauzalitate, doar corelate. Sau persoanele, da, aici putem vorbi de o categorie, persoanele cu nivel de educație mai scăzut. Dar, din nou, subliniez, nu este o cauzalitate, este o corelație. Am auzit de multe ori vorbindu-se despre acest subiect și spuneau oamenii, ar exista sau am înțeles că există o conexiune între persoanele care trăiesc într-un mediu foarte stresant, că ulterior ar putea să dezvolte, să ajungă să sufere de această boală, dar fiindcă și-au trăit întreaga viață într-un stres continuu. Păi, de aceea vorbim și la prevenție despre stil de viață sănătos, care înseamnă diminuarea pe cât posibil a stresului și a situațiilor care provoacă stres, dar nu neapărat, așa cum spune colega mea Cătălina, putem sau există studiile care neapărat demonstrează. Fac o conexiune clară. Există într-adevăr, avem și noi printre pacienții noștri persoane care la viața lor au ocupat funcții de conducere importante în instituțiile pe care unde și-au desfășurat activitatea, dar și oameni simpli, fără studii superioare neapărat. Deci cred că în mod deosebit această boală nu alege în funcție de statut social sau de neapărat stresul major sau mai puțin la care ne supunem pe parcursul vieții. Singura chestiune la care trebuie să fim atenți este predispoziția genetică, unde nici acolo studiile nu indică un procentaj extraordinar de mare, deci în niciun caz peste 50%, dar cineva are în familie pe cineva nu, să facă Alzheimer. Dar este important în contextul prevenției să facem testarea memoriei acolo unde avem mama și dacă fiica este peste 40-45 de ani, este important să se facă acest screening anual. Și dacă vorbim de genetică, din nou, nu putem să spunem cu siguranță absolut nimica. Există o diferență între persoanele care au debut precoce și debut tardiv. În studii se arată faptul că persoanele care au un debut tardiv peste 85 de ani a bolii este asociată cu un cromozom de pe o anumită genă. Și atunci, nu putem să punem pe seama unei categorii, ci mai mult pe genetică. Da, pe o mutație genetică. La debutul precoce, acolo, s-a demonstrat faptul că persoanele care au în familie, persoane care au dezvoltat Alzheimer cu debut precoce, sub 65 de ani, sunt mai predispuse cu 50% de a dezvolta. Dar, din nou, nu putem să spunem nimic cu siguranță. Exact. Bun,
Astăzi ați făcut testarea, ați descoperit, am înțeles, câteva persoane care nu se știau că ar avea o astfel de problemă, dar totuși au apărut mici semne de întrebare, iar ulterior dumneavoastră le-ați recomandat să aprofundeze testele. Li s-a recomandat în primul rând un consult psihiatric, acolo unde Cătălin a fost și printre cei 15 colegi care au participat la testare în astăzi, în paralel la Cafeneaua Alzheimer și la Centrul Comunitar Județean, testând peste 150, cam 150 de persoane au fost testate în cele două locații și au fost descoperite persoane, da, acolo unde s-a ridicat, unde scorul mergea sub 27 de puncte, da, din 30, și care au fost îndrumați spre un consult psihiatric, ulterior spre un diagnostic și, dacă este cazul, pentru o încadrare în grad de handicap și a beneficiat de serviciile centrului de recuperare de zi pentru persoane cu demență și Alzheimer din cadrul Centrului Comunitar Județean. Ați avut persoane care să fie avut vreo întrebare specială pentru dumneavoastră, să fi venit cu solicitare, cu o întrebare mai deosebită legată de boala aceasta, să se dumirească în legătură cu această boală? Acum o să vorbesc mai mult de persoanele pe care le-am testat eu, ce au făcut colegele, nu știu exact. Oamenii au venit în general informați. Înainte să le aplicăm testul de screening, le-am făcut o mică informare, dar majoritatea știau, ori din mass media, ori au citit, ori au avut persoane în familie sau prieteni care au avut această boală și atunci au venit oarecum informați. Foarte multe întrebări despre boală nu au pus, dar... Și despre consecințe, probabil. Exact, exact. Sau relatau ce experiență au avut ei cu persoanele apropiate care au avut Alzheimer sau cu prieteni. Și atunci discutam cu o persoană care deja avea anumite informații și puteam să construiesc pe informațiile pe care le deținea. Bun. Noi oarecum am ajuns la finalul acestei discuții, așa, ca o concluzie. Ce ar fi bine să țină minte cei care ne urmăresc legat de posibilitatea prevenirii apariției acestei boli? Așa cum a spus și colega mea, atenție la stilul de viață, la controlele periodice, la obținerea cât mai multor informații și participarea la astfel de campanii de informare pentru a putea delimita procesul normal al uitării fiziologic de semnele unei demențe Alzheimer cu debut timpuriu. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi. Cu siguranță, da, și sportul are un cuvânt de spus. Am spus, exercițiile fizice. Da. Tocmai de aceea continuăm mai acest moment, mergem mai departe cu o știre, cu un material care se referă la sport, care vorbește despre sport. Se spune că sportul formează caractere unind oamenii sub un țel comun. La Cluj-Napoca, elevii Liceului Special pentru Deficienți de Vedere oferă cel mai bun exemplu, practicarea unui sport special adaptat, numit goalball, și muncesc asidu în fiecare zi la antrenamente. Au și un motiv serios din moment ce vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice Europene de tineret. Urmărim un reportaj realizat de colegii noștri de la Telejurnal și revenim. Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca are o tradiție bogată în sport. Performanțe remarcabile au fost înregistrate la judo, iar mai nou, golbolul începe să prindă teren. Această disciplină constă în aruncarea unei mingi cu clopoței dintr-o parte în alta a terenului, în încercarea de a înscrie un gol. 6 elevi clujeni s-au specializat deja în golbol din moment ce au câștigat în mai Cupa României. Acum se pregătesc de Jocurile Paralimpice Europene de Tineret și au un nas în mânecă. Suntem uniți, ne cunoaștem din școală și în afara terenului sau în afara echipei, suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine unii cu ceilalți și probabil că și de aici decurge un joc destul de bun. Golbolul nu are însă o istorie îndelungată în țara noastră. Sportul a fost inventat după al doilea război mondial de către austriacul Hans Lorenzen. Acesta a vrut să-i reintegreze în spiritul competiției pe soldații care și-au pierdut vederea pe front. Sportul, de exemplu, mă face să simt că pot și eu să fac ceva. De exemplu, să joc basket, nu pot. Și când eram, nu știu, mai mic și nu puteam să dau coș,
mă contrarea un pic acest lucru și înseamnă un mod de a comunica cu jucătorii, cu prietenii. Deci te-a ajutat mult acest sport. Și în dezvoltare, chiar dezvoltarea personală. Călin Crăciun, profesorul copiilor, lucrează de peste 12 ani cu nevăzători. El le este tinerilor pe rând mamă, tată, diriginte și antrenor. Își încurajează permanent elevii, dar nu omite să-i critique atunci când greșesc pe teren. Învățați să faceți conjurul umanul. Vine ninja în fața ta și îți vine sărită. Aruncă-te în fața, în fața ei, aruncă-te sus. Oprește-o cu pieptul, te arunci în sus, în fața ei. Rest, super joc. Excelent. Dacă jucăm așa, excepțional. E o muncă frumoasă. Trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă și după atâția ani cu ei suntem ca o mare familie. Mare, mare familie. Toți împreună muncim, tragem de noi, glumim. Plângem împreună după eșecuri. Da. Îmi dă foarte mare satisfacție. Copiii nu au vise prea mari. Și-ar dori să ajungă la Paralimpiada de la Tokyo, dar sunt realiști și spun că în țara noastră nu există condițiile din străinătate pentru sportivii cu dizabilități. În paralel, se pregătesc pentru admiterea la facultate, fiind pasionați de filozofie, istorie și kinetoterapie. Sunt niște copii buni, muncitori. Mai sunt zile. Acum toată lumea are zile în care ar vrea să mai tragă un pic pe dreapta, dar... Tragem de noi. Tragem de noi și mai ales acum că băieții reprezintă România, e un plus pentru ei și sunt muncitori. E o senzație unică atunci când reușești un loc 1 sau chiar și un loc 2 sau 3. Da, în principiu locul 1 îl preferă. Tinerii vor pleca la începutul lunii octombrie în Italia la Jocurile Paralimpice Europene de Tineret. Sunt repartizați într-o grupă cu Ungaria, Suedia și Polonia și se gândesc cu optimism la podium. Iubitorii mersului cu bicicleta vor putea participa mâine la Marșul Bicicliștilor Clujeni, eveniment ce se încadrează în programul dedicat Săptămânii Mobilității și care de asemenea marchează Ziua Europeană Fără Mașini. Pentru a ne oferi detalii legate de acest eveniment, alături de mine în platou sunt domnul Radu Mititean, directorul Clubului de Cicloturism Napoca. Bine v-am regăsit! Și Roxana Cleja, vicepreședintele Clubului de Cicloturism Napoca. Bună seara, bine ați venit! Sunt destul de mulți iubitori ai mersului pe bicicletă la Cluj-Napoca și de fiecare dată când organizați câte o ediție din aceasta, se adună câțiva bicicliști, un număr cât de cât semnificativ, să spunem așa, de oameni care vor să semnaleze prin faptul că iubesc să meargă cu bicicleta și faptul că și există în trafic și multe alte lucruri, că e nevoie de piste de bicicletă și așa mai departe. Ce se întâmplă mâine? Avem, ca de obicei, mai multe acțiuni cu care marcăm Ziua Europeană Fără Mașini, care e punctul culminant al Săptămânii Mobilității. Tradiționalul marș al bicicliștilor, o dezbatere publică pe tema unor modificări legislative care sunt în dezbatere. O să avem și o acțiune de informat și atenționat șoferi și participanți la trafic privind semnificația acestei zile și o să ne facem și o completare a documentării la zi privind starea infrastructurilor pentru biciclete în Cluj. Marșul de mâine este însă unul mai special. Așa, să aflăm de ce e unul mai special. Pentru că marchează tocmai ziua mobilității, ziua fără mașini, ziua internațională fără mașini. Mașinile și bicicleta. Pare să fie un mic război acolo, un mic război chiar și în fiecare dintre noi. Mărturisesc că și eu până nu de mult eram un șofer convins și nu mă vedeam pe bicicletă în trafic. Cumva de spaimă, traficul în Cluj este unul dur, unul agresiv. Nu așa de agresiv ca în București, dar șoferii sunt un pic incomodați de bicicliști, se simt nevoiți cumva să dea o lecție unor bicicliști. De multe ori vedem acest comportament care... Nu zic, și unii bicicliști sunt indisciplinați în trafic, dar
cu toți ar trebui să înțeleagă că sunt parteneri în ceea ce înseamnă traficul rutier și fiecare trebuie să aibă locul lui și să circule pe drumurile pe care obicei le avem la dispoziție. Acestor marșuri care vor să crească vizibilitatea bicicliștilor, dar și să dea încredere unora care n-au mai îngrăznit de 10, de 20 de ani să meargă cu bicicleta și reîncep cu asemenea ocazii, mai ales că mâine este un număr foarte rotund. Da, este ediția cu numărul 120 a Marșului Bicicliștilor. La început, prin anii 90, începutul anului 2000, au fost ediții mai sporadice, câteva pe an. Și apoi am realizat că trebuie să facem aceste marșuri lunar și că ele au o importanță din ce în ce mai mare. Și ajută foarte mulți bicicliști să vadă că se poate totuși circula și să își taie greața, cum se zice. Sau să-și treacă peste teamă. Da, da, mărturisesc că pe mine, pentru mine... Credeți-mă, m-am gândit de foarte multe ori să ies cu bicicleta. Mi-aș dori, îmi place ideea de a merge, de a te deplasa în condiții verzi, să spunem, fără să poluezi. Sunt multe discuții legate de mersul cu bicicleta, dar de teamă de a nu mi se întâmpla ceva în trafic, de fiecare dată renunțam la idee. Cu siguranță nu sunt singura, sunt foarte mulți și iată prin ceea ce organizați, poate mai prind curaj și alții. Și oricum trebuie să spunem, până la urmă, nu este nici din dragostea de mediu, nici din dragostea de bicicletă. În primul rând este o chestie utilă și practică. Motivația principală în toate statele dezvoltate este că în oraș de multe ori ești pe o cale rapidă, mult mai eficientă, nu stai în ambuteiaje și nu ai așa o problemă de parcat. Nu de dragoste merg. Foarte mulți merg pur și simplu că ajung în sfârșit la concluzia logică că poate fi o alternativă acceptabilă, câteodată chiar cea mai bună pentru deplasări urbane în marile orașe. Ați reușit să atrageți în timp prin marșurile acestea pe care le organizați cu regularitate, 120, nu e un număr de neglijat. Ați reușit să atrageți în timp cât tot mai mulți oameni care să se urce pe bicicletă, să se alăture clubului de cicloturism și nu numai, să folosească efectiv bicicleta în fiecare zi. Da, pentru că chiar este mai eficient cu bicicleta și șoferii ar trebui să realizeze că o bicicletă pe șosea înseamnă o mașină mai puțin în coloana în care este și el angajat. Mai mult decât marșurile bicicliștilor, Clubul de Cicloturism Apoca organizează și diverse alte acțiuni ca să stimuleze mersul pe bicicletă și de către doamne și domnișoare. Noi organizăm anual o ediție dedicată doamnelor și domnișoarelor și persoanelor care se îmbracă elegant pe bicicletă. Anul acesta am avut în luna mai Velo Chic, în care au fost vreo 300 și ceva de persoane îmbrăcate elegant, frumos, cu zâmbetul pe buze, am avut flori și baloane, ca să arătăm că nu e nevoie să purtăm cască, mănuși, să ne luăm lance, bâtă la noi și să așa să pornim în trafic. Sau doar astfel, în echipament sportiv, putem să mergem cu bicicleta. Este încă acea mentalitate. Cum că bicicleta ar fi ceva pentru copii, pentru sportivi sau vehiculul săracului, lucrurile s-au schimbat mult. Dacă vedeți, avem toate vârstele și toate nivelele sociale și așa mai departe, începe să fie o normalitate, dar și la Cluj mai avem de făcut mulți pași, de aceea și clubul nostru continuă aceste acțiuni, vom relua și proiecțiile publice pe teme biciclistice și avem foarte multă muncă de lobby în spate, de discuții, de dezbateri cu autoritățile, de propuneri, încât lucrurile să se miște spre o situație normală. Am vorbit și aseară în cadrul emisiunii de ieri cu dumneavoastră și voiam să vă întreb și azi cum vă descurcați acum cu benzile acestea dedicate? V-au ajutat? Din păcate este o dezamăgire, pentru că, așa cum spuneam, odată ele sunt un compromis, atunci când nu poți sau nu vrei să faci o pistă pentru biciclete, le pui la comun cu transportul public, ceea ce poate funcționa acceptabil când nu sunt încă foarte multe mijloace de transport, foarte mulți bicicliști și banda e suficient de lată să se poată devansa. Asta era acceptabilă până de curând, banda existentă de la primărie până în cartierul Mărăști, din păcate acum a fost îngustată, și pe mari porțiuni nu mai poate trece un autobuz sau un trolebus pe lângă biciclist și noua bandă făcută pe sensul invers și ea este așa de îngustă încât deja
este incomodă și poate fi chiar periculoasă pentru bicicliști. Așa că, din păcate, ideea este bună, dar aplicarea este... Intenția a fost bună, doar că în practică nu funcționează chiar așa cum v-ați dorit. Deși am sesizat, asta a fost o dezbatere publică, am pus această problemă pe tapet, dar autoritățile, din păcate, au mers înainte în acest sistem și în momentul de față este un pas înapoi, nu un pas pozitiv pentru bicicliști. Iar dacă vor fi și taximetriștii primiți pe acea bandă, cum se preconizează, atunci clar va veni momentul în care este imposibil să mai amâni crearea unei piste de biciclete magistrale, transversale, pe axa est-vest a Clujului. Ați propus și soluții. Presupun că aveți deja propunem de două proiecte serioase. Au fost și proiecte depuse în detaliu, luat Clujul la rând, cartier cu cartier, stradă cu stradă, analizat. S-au fost și analize împreună cu primăria, din păcate au rămas în stadiu de promisiuni și noi toți sperăm multele promisiuni să le vedem puse în practică, dar într-un mod coerent, pentru că până acum s-au făcut foarte multe cârpăce, lucruri ad hoc, care nu există coerență, nu e o continuitate, nu e o viziune comună și asta ne lipsește cel mai mult în momentul de față. O acțiune care să vezi un orizont clar și dacă nu se rezolvă într-un an, doi, dar să știm că peste un număr de ani putem circula mult mai normal în acest oraș. Nu știu, ar fi mult mai în siguranță bicicliștii? Eu vorbesc așa de temerea mea de a ieși cu bicicleta în trafic. Sunt mult mai în siguranță bicicliștii în momentul în care merg pe o bandă dedicată? Au ei o bandă a lor? În mod normal, da, pentru că această segregare e necesară când ai mulți bicicliști și un trafic auto intens. În schimb, pe străzile mici, e suficient să fie traficul calmat, să fie o reducere de viteză, nu-i nevoie de separație. De-aia e o aberație să faci piste de biciclete pe niște străduțe aproape necirculate, cum avem prin periferia Clujului, unde probabil pentru a bifa niște statistici s-au trasat piste de biciclete. De ele e nevoie acolo unde e traficul intens, acolo nu prea-ți vine să mergi cu bicicleta între mașini, camioane și autobuse. Aveți întâlniri și dezbateri la astfel de evenimente pe care le organizați și cu bicicliștii? Vă mai sesizează și ei câte o problemă cu care se confruntă în trafic? Mai vin și cu noutăți, altele decât le aveați dumneavoastră deja în vizor? Da, pe pagina noastră de Facebook primim adesea mesaje de la bicicliști care ne spun noutăți, ne spun probleme. Sigur că avem și deschidere și le oferim și sfaturi atunci când ne cer și desigur notăm toate ideile care vin și ne îngrijim să le ducem mai departe. Chiar mâine, de la ora 4, va avea loc o dezbatere publică cu privire la noutățile, la propunerile de modificări legislative legate de bicicletă. Propunerile de nou cod rutier, de modificarea codului rutier, hotărârea de guvern referitoare la cicloturism, care și aceea este pe cale de a fi adoptată de vreo 20 de ani, aproape este tot pe cale de a fi adoptată. Inclusiv acum un ghid de proiectare pentru infrastructuri biciclistice, inițiat la propunerile noastre și altor organizații de Ministerul Dezvoltării, care a fost o primă dezbatere în vară și în toamna asta așteptăm să fie repus pe tapet după ce se primește poziția altor ministere. Sunt probleme vechi, sunt actuale și noi încercăm să luăm și pulsul comunității, nu să ne luptăm doar pe baza viziunii propriilor membri ai asociației noastre sau altor cluburi din țară, pentru că suntem reuniți în Federația Bicicliștilor din România, încercând împreună și la nivel național să acționăm, nu doar activitatea locală clujană. Cu siguranță ar trebui să fiți luați mult mai în serios, în sensul că semnalele arată că toată lumea își dorește reducerea traficului. Reducerea traficului înseamnă, hai să ne mai lăsăm și mașinile acasă și să încercăm variante de transport alternative, și anume mijloace de transport în comun sau, de ce nu, chiar și biciclete, pentru că, mai ales în sezonul cald, e chiar plăcut să te duci cu bicicleta, nu te incomodează absolut nimic. Și iarna, asta e paradoxul, ce lumea, dar iarna dai frig și mă gândesc, când mergi la schi, nu e mult mai frig și ai viteză mult mai mare și totuși lumea nu este surprinsă cum ai putut să pe minus 7 grade în viteză ai coborât pârtea. Cum spune unii că mai poți să derapezi cu bicicleta, nu doar frigul poate să fie o problemă, da? Câte zile pe an e polei în Cluj?
Deci, până la urmă, sunt foarte multe probleme, mai degrabă de obișnuință, de mentalități, cum spuneam, acea viziune că bicicleta e doar o chestie recreativă, vara, pe căldură, pe vreme bună, sau pentru copii, pentru sportivi. În alte țări, în țările nordice, se circulă foarte mult cu bicicleta. Și dacă te uiți câte zile pe an este ploaie sau zăpadă în Danemarca și totuși totul mai pe bicicletă. Și Olanda e renumită pentru mersul cu bicicleta și vă spun sincer că am fost în miezul verii în Olanda și nu era prea cald pe acolo, deci nu era un inconvenient faptul altfel că era plin. Sunt și probleme obiective, cât timp orașul e murdar și foarte mult noroi și așa mai departe, dacă ești stropit când se uscă, este murdar. De aia și eu recunosc, stau în capăt de Grigorescu, merg de obicei cu bicicleta la servici, dar mergând în costum din motive de profesie, în zilele ploioase merg cu transportul public, pentru că altfel risc să fiu așa... Pictat stropiți. Din cap până în picioare. Da, pentru că avem străzi neasfaltate și avem șantierele de pe care ies camioanele cu noroiul pe roți și avem foarte mult praf în oraș. Sunt mici proiecte, dar care se pot rezolva dacă există voința și viziunea pentru a avea o mobilitate durabilă și a nu continua în sistemul actual, că dacă mai îngustăm un trotuar și mai lățim o bandă și mai punem un semafor, parcă am putea să rezolvăm traficul clujan. În comparație cu alte orașe, cum stă Clujul ca și utilizarea bicicletei pentru transport, pentru mobilitate, să spunem, să ne deplasăm de la punctul A la punctul B? Cum e vorba aia că în țara orbilor chiorul împărat, așa și Clujul, comparativ cu alte orașe din România, nu stă foarte rău, dar stă pe ansamblu foarte slab față de potențialul imens pe care îl avem. Dar nu avem, din păcate, un model pozitiv la nivel de țară, cam aceleași probleme și aceleași abordări heirupiste sau de fațadă, o vedem la autoritățile locale în toată țara și de-aia am vrea lucrurile să se miște în direcția bună, dar într-un mod coerent, nu așa haotic, declarativ sau improvizat cum se întâmplă acum, pentru că ceea ce vedem e parcă ar fi în primul an în care se încearcă, deși de 20 de ani sunt discuții, sunt promisiuni, sunt planuri, dar totuși n-ai cum să mai amâni foarte mult o intrare în normalitate, ce înseamnă traficul alternativ, bun, transport public, pietonal și bicicletă. Acum, pe final de discuție, să le amintim telespectatorilor noștri care poate trec prin Cluj-Napoca, sunt din Cluj-Napoca și și-ar dori mâine să participe alături de dumneavoastră, să le amintim locul și ora la care să se întâlnească cu ceilalți bicicliști. Îi așteptăm cu drag în Piața Unirii de la ora 18. Traseul este afișat pe pagina evenimentului. E și pe Facebook, găsești toate informațiile acolo. Da. Va dura cam o oră și jumătate. Sperăm ca vremea să țină cu noi, dar dacă nu va ține, trebuie să fim pregătiți cu niște pelerine și vom merge cu zâmbetul vremea, pe buză. Vremea, după cum spunea și domnul Mititean, nu e un inconvenient. Exact. Dacă îți dorești să mergi cu bicicleta, faci față și vremurilor mai puțin prienice, să le spunem așa, pentru a merge cu acest vehicul. Vă mulțumesc! Succes cu evenimentul! Doamnelor, domnilor, am ajuns la final de ediție. Ne revedem mâine. Până atunci, numai bine!